Sofia Vicovanca a făcut cea mai mare confesiune. Interpreta spune că este mândră de bustul ei, care are dimensiuni perfecte. Asta chiar dacă în tinerețe o urmărea coșmarul de a nu avea sâni menși, precum femeile din familia ei. Mă temeam că o să fie ceva așa imens. Hai că la asta cu siguranță nu vă așteptați. Cea mai mare temere a Sofiei Vicoveanca pe când era tânără a fost mărimea bustului. Femeile din familia mea aveau sâne mult mai mari decât... Pe mine Dumnezeu mi le-a lăsat atât cât trebuie. Deci nu mai mult. Mă temeam că o să fie ceva așa imens. Și nu... A fost cât tot trebuit numai. Și dacă Dumnezeu a înzestrat-o cu un decolteu perfect, după cum chiar ea spune, și la capitolul kilograme, artista a avut noroc. Gabaritul mi l-a păstrat Dumnezeu, iată-mă, la vârsta mea. Să știți că nu sunt pofticioasă, nu... Acum de când sunt și singură, nu mai gătesc, merg pe crudități. Pe... Mai multe secrete bine ascunse de Sofia Vicoveanca le veți afla mâine la Antena Stars, la emisiunea Dincolo de Aparențe.